Președintele Partidului Renaștere, Natalia Parasca, a vorbit despre recenta sa vizită la Moscova. La o conferință, liderul formațiunii politice alături de echipa sa a accentuat importanța dialogului și cooperării în contextul deteriorării relațiilor dintre Rusia și Moldova, expunându-și preocupările legate de sancțiunile și deciziile politice ale guvernului de la Chișinău. Săptămâna trecută, eu și colegii mei ne-am aflat la Moscova, acolo unde am avut întâlniri cu reprezentanții Dumii de Stat, Consiliului Federației și Rosselhon Nazor. De asemenea, am participat la Forumul Economic Internațional al Statelor Membre CSI. RME unilateral a susținut sancțiunile impuse împotriva Rusiei, au pus punct cooperării economice, au renunțat la zborurile avia directe către Rusia, cumpără gaz mult mai scump, numai să nu-l achiziționeze pe cel rusesc. Au denunțat acordurile încheiate în cadrul CSI. La final, președinta partidului a declarat că pledează pentru o abordare bazată pe dialog și cooperare între Moldova și Rusia. Potrivit ei, confruntarea și antagonismul nu servesc intereselor naționale ale Moldovei și nu aduc soluții pentru problemele interne. Iar într-un comunicat emis de formațiune privind bilanțul vizitei la Moscova, reprezentanții Partidului Renaștere spun că pledează activ pentru menținerea și extinderea legăturilor strânse pe care Moldova le-a avut cu Rusia și alte țări membre ale CSI. Reprezentanții partidului mai menționează că, în ciuda relațiilor bilaterale tensionate și a presiunilor exercitate de către autoritățile de la Chișinău pentru distanțarea țării de Federația Rusă, au văzut în Forumul Economic Internațional de la Moscova o oportunitate deosebită de a consolida legăturile și de a iniția dialoguri constructive cu partenerii. Partidul a avut ocazia să-și unească forțele și să stabilească contacte cu colegii din Rusia și alți parteneri estici ai Moldovei, se mai spune în comunicat.